Și pentru ca să fie îndulțat în sfârșit.
Să vină noastră de Dumnezeu.
care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venit, lasă oile și fuge, iar lupul le repește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru voi. Am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o acestuia, pentru sănătatea ajutorului.
Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un
cerul și șapte de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să-și duce vii și morții, al cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care prin toată purcete, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci. Într-una Sfântă, Stăpânire,
Oh.
Oh,
Dumnezeu ar să păta și mă gândește că nu este vrăjmașul Tăi care a fost de dacă atât azi se pomește la oameni de Tatăl. Viața noastră, Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Și
cei ce răspunde de acasă tale, după aceștia îi răspundește prea mărit Dumnezeiască ta putere, nu te părăsi pe noi, cei ce nătrășduim cu tine. Pace lui care dorește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de sărăcii de sus este pomărându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și bineciune de înțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, acum și pururea și în veci, veci noi. Amin. Și să aprească lui Părăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Iubiții noștri, mai întâi de toate se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că ziua de astăzi este un dar. Nimeni și nimic n-am făcut pentru a primi această zi. Bunătatea lui Dumnezeu, care și astăzi și-a pus încrederea în noi. A venit aici să ne rugăm împreună. Vedeți cât de minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui. Vedem că și aici, pe Pământ, chiar dacă suntem diferiți, pentru că unii dintre noi auzim, iar alții nu auzim, cu toții ne-am bucurat și de Sfânta Liturghie, cu toții ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu și mai mult decât atât, am simțit aceeași binecuvântare. Fraților, Dumnezeu atât de mult ne iubește. Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi ca să ne schimbăm viața noastră. Ne spune atât de frumos să faceți un pas către mine și voi face o mie către voi. De aceea ziua de astăzi este specială pentru noi, pentru că am primit-o în dar. Dar mai mult decât atâta, ziua aceasta este o zi în care noi, special surzii, dar și toți credincioșii care îi iau pe sfinți, prieteni și casnici ai lui Dumnezeu fiind pentru noi, se roagă pentru mântuirea noastră. Spuneam că astăzi noi prăzuim pe Sfântul Ierar Meletie, care este ocrotitor al persoanelor surde pe Patriarhia Română. Fiecare dintre noi putem să devenim sfinți. Pentru aceasta suntem chemați. Dumnezeu și-a pus încrederea în noi. Sfântul Ierar Meletie este sfântul care persoanele surde l-au luat ca și ocrotitor. Dacă ne întoarcem în istorie și privim în viața Sfântului, vedem cât de multă frumusețe și-a dăruit fiecare clipă a vieții Lui. Întotdeauna nu dorea decât un singur lucru, să placă lui Dumnezeu. A luptat și a făcut tot ce a stat în putință să arate dragostea lui Dumnezeu. Sfântul Ierar Meletie a participat și la sinodul din Nicea, acolo unde s-a statuat și s-a stabilit că cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt egale. Și atunci când Sfântul a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, diaconul cu care slujea, care nu gândea la fel în această învățătură curată, când a văzut că vorbește despre Sfânta Treime, i-a pus mâna la gură, ca să nu mai vorbească. Iar atunci, Sfântul Ierar Meletie a ridicat mâna, a arătat trei degete, care sunt reprezentând persoanele Sfintei Treimi, iar după aceea, aducându-le în jos, a ridicat un singur deget. Noi când ne spunem Doamne, ne rugăm Tatălui, ne rugăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Când a spus Doamne, noi am spus Sfânta Treime. Și acest semn a rămas astăzi în slujirea noastră și în viața noastră a surzilor cuvântul Doamne. Când spunem Doamne, atunci ridicăm cele trei degete, la fel cum a făcut Sfântul Meletie și rămânem unul singur pe care arătăm când persoanele Sfintei Treimi sunt egale între ele. Dumnezeu în bunătatea Lui ne arată de fiecare dată că noi, fără de El, nu putem să facem nimic. Sfântul Ierar Meletie l-a ghirotonit diacon pe Sfântul Vasile cel Mare când s-a întors de la locurile sfinte. Pe vremea aceea, Sfântul era Ioan Gură de Aur, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit astăzi, era copil, îl urma, iar Sfântul Meletie l-a botezat, iar mai târziu l-a și
chilotonit, iar pe Sfântul Grigorie l-a pus în scaunul de patriarh. Pentru aceasta, Sfântul Ierarh Meletie este un sfânt care vedem că a trăit în demnitatea aceea frumoasă pe care Dumnezeu o vrea de la fiecare dintre noi. Atât de mult s-au folosit sfinții de la vremea aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie, toți îl urmau și ascultau cuvântul lui. Ne spun scrierile că atunci când a mers la sinod, atunci când s-a stabilit primele 7 articole ale crezului nostru, a avut un vis împăratul și atunci l-a așteptat să discute cu el. Avea o boală și atunci Dumnezeu a spus că se va tămădui primind binecuvântarea Sfântului Ierarh Meletie. Scrierile ne mai spun că la vremea aceea toate mamele vroiau să pună numele băieților când îi năștea numele de Meletie. Iubiții noștri, vedeți cum viața noastră este un exemplu pentru cei lângă care viețuim. Dumnezeu ne cere nouă, celor care îl ascultăm, nu numai închinarea noastră, ci viața să-i o dăm. Asta vrea Hristos de la fiecare dintre noi. Vrea ca să-i dăruim inima noastră. Îl urmăm noi, suntem noi, ucenicii lui Hristos. Ne arată viața noastră că noi suntem copiii lui Dumnezeu, fraților. Sfinții sunt rugători pentru noi, dar și noi trebuie să luptăm cu ispitele acestor vremuri și să biruim aceste trăiri greșite care vor să vină în viața noastră. Să nu uităm niciodată că fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Sunteți minunați că astăzi ați venit împreună să ne rugăm. Așa o bucurie mare avem când vă vedem că îl căutați pe Dumnezeu. Mă uitam astăzi, am văzut surzi din mai multe orașe. Este minunat. Ați plecat de acasă. Sunteți obosiți. Dar Dumnezeu, în marea lui dragoste, vă va dărui răspuns la rugăciunile fraților voastre. Să nu uitați niciodată, fraților. Dumnezeu are 3 răspunsuri. Că de multe ori sunt oameni care vin și spun: pe mine nu mă ascultă Dumnezeu. Eu m-am rugat, am cerut, dar Dumnezeu nu mi-a dăruit nimic. Nu este adevărat. Dumnezeu aude și vede totul. Numai că Dumnezeu, vă spuneam, are 3 răspunsuri. Da, nu și încă nu este timpul. Pentru că de multe ori cerem lucruri care nu ne ajută. Sunt numai pentru slava aceasta pământească. Cerem multe lucruri care sunt pentru trup, nu pentru sufletul nostru. Fraților, spunea așa de frumos o scriere că un om a fost găsit vinovat. Și atunci, judecătorul, fiind un om bun, i-a spus: omule, vino cu 3 prieteni de-ai tăi care poate să mărturisească despre tine că tu nu ești vinovat. Omul acela bucuros a plecat și a tot căutat prieteni care să vină să depună mărturie pentru el. A găsit până la urmă 3 prieteni. Unul n-a putut să plece de acasă. Al doilea a venit până la ușa tribunalului și acolo n-a putut să mai vină mai departe. Unul singur a plecat împreună cu el. Și spune scrierea că cei 3 prieteni ai omului, atunci când murim, fiecare dintre noi, când ne vom înălța la judecata lui Dumnezeu, bogăția noastră rămâne acasă. Ea nu poate să plece. Prieteni, familia, apropiații vin până la mormânt, plâng, se tânguiesc pentru că ne-au pierdut, dar nu pot să meargă împreună cu noi. În schimb, faptele bune sunt singurul prieten care împreună cu noi o să meargă la judecată înaintea lui Dumnezeu. Să trăim frumos, să trăim curat, să iubim pe Dumnezeu. Rugăm pe Sfântul Ierarh Meletie, care este ocrotitor al nostru, al tuturor, să ne dăruiască putere, ajutor
pokor și pace. Vreau să închei a vă arăta cât de repede vin Sfinții să ne răspundă rugăciunilor noastre atunci când îi chemăm. Mi-aduc aminte când noi, comunitatea surzilor de aici din București, slujeam la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, atunci a venit o familie. Au intrat în biserică, s-au închinat, împreună cu copilașul lor. Plângeau. M-am gândit că au o problemă. Atunci, au venit și mi-au spus, părinte, am fost la doctor și copilul nostru își pierde auzul. Cât de puțin, cât de puțin. Ce este mai greu pentru o mamă, pentru un tată? Tu, ca părinte, să vezi copilul tău că sufere. Este atât de greu. Te-ai dăruit pe tine boli, necazuri, încercări, dar să nu sufere copilul tău. Și atunci am discutat cu copilașul și discutam cu el și îmi spunea că îmi pare rău că de multe ori nu aud când strigă mama la mine sau tata sau prietenii mei și la școală. Eu am note mici pentru că nu aud când pune întrebarea. Și eu înțeleg ultimul atunci când trebuie să răspund. Și discutând cu el, i-am dăruit o iconiță a Sfântului Ierarhul Meletie. Și i-am spus, acesta este prietenul nostru al surzilor. Dacă îl ia acasă la tine și îl pui la pernuța ta, unde dormi, și în fiecare seară să iei această iconiță și să-i spui Sfântului Ierarhul Meletie. Sfinte Ierarhul Meletie, eu sunt un copil care vreau să aud. Tu care ești în Împărăția lui Dumnezeu, roagă-L pe Bunul Dumnezeu să-mi dăruiască din nou auzul. Și atunci copilul mi-a spus, copiii sunt atât, ei cred tot ce le spui. Și a spus, așa o să fac. A plecat acasă încredințat că este rezolvarea la problema lui. Au venit familia respectivă după vreo 4 luni de zile înapoi la biserică. Și copilul le-a spus la mama și la tata, eu merg primul. Și a lăsat afară, din biserică, a venit, m-a luat în brațe și mi-a zis, vreau să-ți dăruiesc înapoi iconița. Într-o seară, a venit un om cu barbă și atunci, când m-am uitat la el, am văzut că este la fel Sfântul din icoana care mi-a dăruit-o mie. Și mi-a spus că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea ta și m-a trimis să te tămăduiesc. Și mi-a atins urechea, am simțit așa o pocnitură și de atunci am început să aud și aud perfect. Aș vrea să vă dăruiesc înapoi, să o dați la un alt copil să se roage. Vedeți, fraților, noi suntem necredincioși. Noi vrem acum, aici, Dumnezeu să rezolve problema mea. Dumnezeu așteaptă, fraților, să vadă rugăciunea noastră, dorința sinceră prin care vrem cu adevărat să schimbăm viața noastră. Noi vrem să schimbăm orice, mașina, casa, locul de muncă. Da, și acestea sunt importante. Dar ce ne spune Sfânta Scriptură? Căutați Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Vă mulțumim că ați venit astăzi împreună cu noi. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască ajutor, pace, liniște sufletească, bucurie în casele dumneavoastră și să-L aveți pe Sfântul nostru ocrotitor în rugăciune și întotdeauna să știți că este gravnic ajutător. La sfârșit, când o să veniți la miluit, o să vă dăruim câte o mică cruciuliță. Este o cruce cu magnet, care le-am cumpărat de la Ierusalim când am fost anul trecut, gândindu-mă și de fiecare dată, noi am încercat să dăruim o binecuvântare, ca omul să țină minte această zi minunată, Sfântul nostru ocrotitor, să vă aducă aminte de noi, de comunitatea surzilor. Atât nouă surzilor, de dumneavoastră care ați venit la noi în vizită, cât și nouă de dumneavoastră. Vă iubim, vă îmbrățișăm, rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne ajute pe toți, să-L avem pe El prezent în viața noastră și împreună luptând să biruim păcatul și împreună când vom veni în Împărăția lui Dumnezeu
să răspună Domnul fiecăruia dintre noi. Vino binecuvântatul Tatălui meu, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune, intră în bucuria împărăției. Amin. La mulți ani cu sănătate!